Ce se întâmplă în Infidelul, episodul 17? Iată două dintre cele mai importante evenimente care marchează episodul. 1. Un eveniment violent legat de Ali o determină pe Asia să-și dea demisia de la spital și să părăsească orașul. 2. Derin vrea ca Volcan să-l trimită pe Ali în străinătate la studii și după niște mici neînțelegeri, adolescentul își sună mama să le ia acasă. Acestea fiind spuse, să începem! Infidelul, episodul 17, rezumat audio. La școală apar tot felul de discuții cu privire la evenimentul violent pe care Ali l-a provocat și colegii săi vorbesc că Derin a gestionat mai bine situația punând-o pe Asia ca fiind partea negativă a poveștii. Ali se supără pe maică-sa și într-un moment de furie îi trimite un mesaj în care îi spune să accepte oferta de muncă din Istanbul și să plece acolo. Mesajul fiului ei o întristează pe doctoriță și decide că cel mai bine este să plece din oraș pentru câteva zile. Asia își dă demisia de la spital și această veste neașteptată creează o mare bucurie pentru Gönül și fica ei. Derea și directorul spitalului sunt șocați cu privire la decizia Asiei, însă doctorița este de neînduplecat. Turgay o întâlnește pe Asia când doctorița este foarte supărată și psihologul o îmbrățișează în parcare. Soția lui Hakan îi vede în acele ipostaze și înțelege totul greșit. Mai mult de atât, soția lui Hakan dă vestea bombă că i-a văzut pe Turgay și Asia mai apropiați în ultima vreme și când aceste zvonuri ajung la urechile lui Volcan, care află de la Derea, arhitectul este cuprins de o gelozie de nedescris. Câteva ore mai târziu, după ce Volcan a aflat că fosta sa soție a părăsit orașul, se duce în secret acasă la Asia și deschide ușa cu propria sa cheie pe care doctorița i-a lăsat-o în caz că fiul lor va avea nevoie de ceva. Și când ajunge în vechea lor cameră, unde era dormitorul lor matrimonial, ia mână o fotografie cu Asia și izbucnește în plâns. Bahar, care este acasă, vede de la geam lumina aprinsă și când intră în cameră, îl găsește pe arhitect plângând. Ea îi spune că locul său este alături de noua sa soție, nu acolo, și îl sfătuiește să meargă acasă la Derin. La fundație apare Hijran, mama lui Selçuk, și Nil îl informează pe fostul ei iubit. În timp ce Gönül vorbește cu Hircan pentru a ajuta în numele fundației, apare Haluk. Revederea dintre cei doi foști iubiți îi face să rămână muți pentru câteva secunde, dar Gönül nu bănuiește nimic. Selçuk vine să-și ia mama și între ei are loc o conversație din care înțelegem cât de mult a suferit tânărul în copilărie. El își reîntâlnește mama și biata femeie încearcă din nou să se apropie de fiul ei, dar tânărul îi spune clar că între ei doi nu există nicio posibilitate de împăcare, afirmând că tu ai fost cea care ai plecat de lângă mine când eram doar un copil. M-ai abandonat și lăsat cu o femeie care mi-a oferit o viață imposibilă. Apoi povestește despre copilăria grea pe care a trăit-o din cauza că l-a părăsit, în timp ce ei îi plăcea să călătorească prin lume împreună cu iubitul ei, care o să se afle că era de fapt Haluk. Se pare că femeia care l-a crescut pe Selçuk, după plecarea lui Hijran, îl bătea aproape zilnic și îl arunca în stradă după bunul plac când el avea doar 10 anișori. De atunci, băiatul a fost nevoit să se descurce singur pentru a nu muri de foame sau de frig. Această experiență atât de grea a fost cea care i-a marcat viața și din acest motiv are un caracter nemilos și agresiv. El îi reproșează că i-a promis că se va întoarce și nu a făcut-o niciodată.
După aceea îi dă mamei sale niște bani să plece departe de el și să-l lase în pace, pentru că nu vrea să o mai vadă niciodată. Ali decide să se întoarcă la mama sa. Câteva zile mai târziu, Asia, după ce a avut timp să se gândească, decide să se întoarcă înapoi acasă. Doctorița află totul de la Bahar și o face pe Derin să vină acasă la ea după lăsarea serii. Când se află față în față, o avertizează să aibă grijă de soțul ei, deoarece deja de mai multe ori acesta s-a strecurat în casa ei când ea nu era acasă. Se pare că este dor de camera noastră și poate și de mine, îi spune Asia lui Derin în timp ce arată un filmuleț cu arhitectul intrând în casă. Derin se preface că nu-i pasă și îi dă o replică pe măsură, afirmând următoarele: nu o să mă las convinsă de jocul tău, tot ce vrei tu este să mă provoci. Cu toate acestea, când ajunge acasă, își varsă furia pe Ali. La cină, familia are ca invitați pe băiatul pe care Ali l-a bătut la școală și familia acestuia. Derin s-a săturat de atitudinea rebelă a lui Ali și crede că a fost o greșeală să-l primească să locuiască cu ei. Ea și-a dorit ca adolescentul să meargă la ei doar pentru a o răni pe Asia, dar acum nici măcar acest lucru nu o face fericită, știind că doctorița suferă. Așadar, tânăra vorbește cu soțul ei și îi propune să-l trimită pe adolescent să studieze în străinătate, dar arhitectul refuză. În timpul cinei, micuța Zeynep, care este bolnăvioară, plânge și Ali se duce repede să aibă grijă de ea. Derin, când îl vede, se panichează și țipă la el. Se pare că Derin se teme ca nu cumva adolescentul să fie agresiv și cu fiica ei, la fel cum a făcut la școală, și din acest motiv lucrurile escaladează din cauza temerilor ei nefondate. Ali este deja conștient de planurile ei de a-l trimite în străinătate pentru că le-a auzit conversația și îi reproșează acest lucru. Volcan intervine și oprește discuția aprigă, care scapă de sub control și din cauza că fiul său îi reproșează că totul s-a întâmplat din cauza lui, că i-a înșelat mama cu Derin, se înfurie și îl pălmuiește pe băiat. Volcan pleacă de acasă și Ali își sună mama plângând și îi cere să-l salveze din iadul pe care îl trăiește. Câteva minute mai târziu, Asia apare la fața locului și, văzând privirea furioasă a lui Derin, înțelege totul. Mama și fiul se împacă și, după o îmbrățișare călduroasă, cei doi pleacă împreună acasă. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete!